Eu nu pot să înțeleg. În ziua de astăzi, cu câtă ușurință, cu câtă ușurință acești oameni sunt lăsați și sunt chemați și sunt invitați în mijlocul bisericii. Nu pot să înțeleg. Și orice voce care critică, orice predicator care strigă atenție, aveți grijă, lupul acesta vrea să vă sfâșie carnea vrea să vă devoreze sufletele dacă ar fi cu putință orice asemenea om. În cultura noastră evanghelică este lipsit de dragoste. Un predicator în ziua de astăzi poate predica cea mai mare erezie. Poate nega orice doctrină principală ai Sfintei Scripturi și cel criticat este cel care spune nu-i bine ce ai spus. Nu-i bine ce ai spus. Învățătura asta duce la pierzare. N-ai dragoste, frate. Dar, dar o tocmai o negat Trinitatea. N-ai dragoste, frate. Dar tocmai au negat mântuirea prin credință. N-ai dragoste, frate! Singura erezie în ziua de astăzi este așa percepută lipsa de dragoste. În rest poți să predici orice. Mai ales dacă zici dragoste, dragoste și părtășie frățească.